Îți mulțumesc că accept să continuăm această discuție. Până la urmă, noi aici de 9 sezoane, mult mai multe decât ne-a prezis mama ta în urmă cu vreun an, am văzut multe certuri care, într-un final, se pot încheia ok. Am înțeles că ura dintre tine și Mara este destul de mare, dar nu atât de mare încât să nu... Nu, eu nu am ură. Eu nu am ură pentru ea. Eu am un fel de... Adică vine să vomit când mă gândesc la ea. Nici nu am ură pentru ea, nici nu-i dau importanță cine este ea pentru mine, nici nu o bag în seama. Este o urătură de femeie. Ce o invitați pe asta să vă faceți de râs la toată țara? Chiar de ce nu ai invitat-o pe mama mea mai bine? Oprim discuția. Lasă, dom'le, că e frumos. Ce Alexandra face? Și Mara. Da. Alexandra. Ușor, că ia pe la până la urmă... Scuze-mă, am să-ți pun o poză nouă. Fiecare fi picată de mine. Nu s-aude acasă nimic. Deci am să-ți pun o poză în fiecare fi picată de mine. Am să-ți pun coarne în cap și masca și de toate. Ca să pleci în fiecare zi când te scol, să-ți aduci aminte cât de urâtă ești. Și când okay. Am zis, bă, și cum toată lumea te urăște. Eu nu te urăsc. Mie milă de tine. Eu ți-am zis. Gata, Mara. Eu ți-am zis că la noi, dacă vrei o ședință de terapie cu mama mea, că ești bolnavă la cap. Nu se vrei să dea o ședință de terapie. Gata, Mara. Se rog. Serghei, Mara. Mara, Serghei, Alexandra. Terapie la creierul, la creierașul ei, că nu așa pierdut mințile. Da, Alexandra, am înțeles. Mi-e milă de ea, vreau să o ajut pe urâta și scârboasa asta. Păi vezi, Alexandra, cum vorbesc. Alexandra. Am o întrebare. Scaunul la mașină îmi ocupă comandă? Gata, mă. E cu banchetă, mă, Alexandra, a sesizat... Ok. Cruduța, care a fost cea mai pertinentă, că ea se pricepe la mașină. Ai stat aminoare, aveți și mergeți cu mașina aia de 3.000 de dolari. Ce mașină ai? Eu? Ce mașină am? În care te văd eu în poza aia acolo. Da, aia e mașina lui mama mea. Eu am un 2012 BMW M3. Primiți poze mai puțin. Ba, BMW M3. Oh, fuck. Oh, stai, mă, dacă m-am jurat, că nu stai, știu nimic. BMW M3? De unde zic că nu m-am jurat? Stai că n-am înțeles prea bine. BMW M3, ai spus, Alexandra? Mm-hmm, M3, 2012, în alb, vă trimit poze. Eu prim cățeaua. Eu am căței maidanezi. Eu cu BMW X3 prim la Sergei, gata, ia loc, și cu Barca, prim căței maidanezi. Alexandra. Nici eu nu știu cine ești tu și nici nu vreau să aflu. Lasă-ne. Dar dracu, ce sunt? Urești ceva peste urechi și du-te acasă, că nu știu de ce ești în show-ul ăsta. Gata, gata, gata. Gata, Alexandra. Am mașină. Eu n-am nimic cu tine. Am mașină. Eu azi am auzit de Serghei. Ce mă interesează pe mine? Ce ai auzit tu de mine? Da. Auzi, Alexandra, când mai vii? Rămâne! Serghei! Ia loc, te rog mult. Ia loc, că vreau să o întreb ceva. Alexandra, când te întorci? Serghei, Rudotelus, gata, las-o așa. Alexandra, eu sunt cel mai prietenos în seara asta. Nici nu știu ce se întâmplă. Da. Eu am intrat în direct pentru că mama mea nu vrea să deal cu problemele astea acum. Nu are timp de voi acum. Deci am intrat eu ca să mă defend și pe mine și pe ea. Am înțeles. Alexandra, eu sunt cel mai prietenos om și îmi pare rău că nu ne-am cunoscut când ai venit pe aici. Eu îți promit că îți fac cunoștință cu Serghei. O să descoperi un om haios, liniștit. WM3. Următoarea mea misiune este să te împac cu Serghei. Când vin în România? Când te întorci din nou în România? Sau când mergem în aprilie să vin, că trebuie să o văd pe doamna Mara de față, nu? Te rog frumos! Te rog, Mara, vorbește-mă!
Te rog frumos să mă suni, să mă suni să organizăm această întâlnire. Dacă vreau să rup gura, că nu știi ce vorbești. Alexandra! De la col. Gata, 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 că nu mai terminăm până mâine. Alexandra, au sesizat și telespectatorii și vreau să te întreb și eu. Cum se face că în momentul în care îi arunci toate vorbele astea de o cară mare, vorbești perfect română și în alte situații îmbini engleza cu româna? Spun adevărul, că habar n-am ce vorbesc. Tot din capul meu trebuie să translate din engleză în română, de aia nici nu este foarte bine. Dar toate curse words le știu perfect. Am înțeles. Pentru că câteodată trebuie și eu să mă defend against certain people. Înjurăturile și vorbele urâte ți ies. Pentru că trebuie să le știu. Pentru niște oameni care trebuie să le audă. Audă, i-ai învățat și pe americani să înjure, că ale noastre cele mai tari. Când ne apucăm noi cu morți și cu toate alea. Știu, nu... știu. Și că nu știu ce, în gură, la măsa, știu. Cele mai tari. M-am distrat rău cu tine. Ești... Ne reprezinți? Ne reprezinți? Ok. Alexandra, tu ai prieten, ai iubit, l-ai învățat și pe el câteva? L-am învățat câteva, dar și el m-a învățat câteva. Dar ale noastre sunt mai șmechere, nu? În jurăturile noastre nu se compară cu niciodată. Niciodată nu o să le uit. Ok. Și dacă nu mai am cu cine să vorbesc românește, the curse words alea nu le uit niciodată. Aia. Cel mai bine. Îți mulțumesc foarte mult. Pupă pe Carmen Hara din partea mea. Știu că o să-i facă plăcere. O să intre și ea în direct cu voi, dar nu under these circumstances. Eu sunt sigur. Și vreau numai să-i transmit. Așa? Ia. Ok. Stai puțin. Spune, Alexandra. Vreau numai să-i transmit al lui doamna Mara că să aibă grijă de viața ei, că îi trebuie multă help mental și că, serios, dacă vrea o ședință, putem să-i oferim o ședință la discount cu doamna Hara pentru terapie mentală și dacă nu vrea, mi-e foarte milă de ea și am să mă rog pentru ea să se facă mai bine, să crească un creier și la domnul Serghei să mă pupe în cur dacă nu-i place română. La cât te l-ai de mare, te scut că-l nimerezi. Eu nu prea nimeresc, te sunt bătut. Dar la cât ai găozul ăla, te nimeresc în găozul ăla. Gata, Sergei. Okay. Direct acolo să mă pup, în mijloc. Gata, Alexandra. Alexandra, gata, întrerupem. Vreau să întrerupem, mă, că nu se mai poate. Vorbești foarte bine românește. Graso, mă auzi? Graso! Cum încap tu belmeul la Graso? Că eu am, Mercedes de capotabil, nu mai tare ca al tău. Graso, și eu sunt... Eu sunt Graso, really? Oh, really? Eu sunt Graso, really? Să te păcălesc eu! Spune mincinosule! Spune mincinos, mă! Păi tu nu vezi, bă, că nu capă televizor cu azgăuau? Gata. Ce vrei acum? Alexandru, uite corpul aici! Uite, făcut pentru Statele Unite! Alexandru, tu ne vezi? Ne vezi? Nu vă văd, nu. A, păi să dezbrăca Serghei, să-ți arate fizic. Ce adevărat. Cu stimele, dacă stimele poze cu mine? Să mă arate cât de mică e pula. A, pe m-a turnat, bă! M-a turnat, bă, să mă! Nu s-a poate, este incredibil! Cea mai tare nu suntem! N-a trăit de mult. M-a turnat, mă, dacă ea știe. Gata. S-au agicit, mă, tanurină, cât o să mă. N-o are mică, are mota pura mare. Gata. Serghei și Mara. Nu am normal. Gata, întrerupem, nu se poate. Alexandra, ne-am distrat, am râs, ești ok.
E, din punct de vedere, un show păcătos perfect, așa că te aștept în aprilie să vii aici la o confruntare în direct. Să vin, să aduc niște poze foarte tare din bikini, ca să vadă toată lumea fundul meu mare, care sunt chiar foarte proare. Eu știu de ce nu vii, că te costă două locuri, tot timpul e scump. Ok. Auzi, Alexandra, dar un singur lucru te rog să-mi promiți. Să o înveți și pe Mara să facă exercițiile alea pentru fund. O să o învăț, dar dacă aș putea să o învăț niște exerciții pentru față, să-și facă fața un pic mai frumoasă, că oricine se sperie de ea. Nu putem să... Alexandra, fiecare om se naște cu fața pe care i-a dat-o Dumnezeu. Nu se poate râde de aspectul ăsta. Fiecare... Poți să râzi de orice altceva, dar nu de defecte fizice. Gata, Mara, Mara, gata. Mara are... N-are nicio defecție la față, este numai urâtă. N-are nicio defecție, nu e handicapată deloc. Este numai urâtă. N-ai văzut, bă, pe plajă, că... Gata. Gata. N-ai văzut că... Lasă-mă puțin! N-ai văzut că mă tai mai luat în genunchi decât sunt eu în spate și eu fac sport pe plajă acolo. Ce dracu? Nu vii rușine să mergeți pe plajă? Dar americanii ăștia nu văd bine. Veniți aici, la mama aia, oricum sunt grași. Ok. Știi câte frec mi-ai folosat mama aia cu găoazele alea? Când ești din apă? Gata. Ok, Alexandra. Ok, ok. Nu știu dacă să mulțumesc pentru dialogul ăsta sau nu. Mie mi-a plăcut ce mi-ai zis, nene. Oricum, te aștept în aprilie, am înțeles că vii. Încerc să te împrietenesc cu Serghei. Fii atent că e misiune imposibilă. Ok, o să încerc și eu. Eu nu am nimic cu domnul Serghei, numai cu Mara, care vreau să-și închidă odată gura. Gata, gata, gata. Își închide gura. Mara, tu ai microfonul închis de la începutul discuției. Gata. Gata, gata. Oprește și la valiera lui Serghei. Opriți la valiera. E oprită și aia. Gata. Gata, Alexandra. Cu cine ai făcut copilul? Că până azi tot nu știi. Acum, bubi, direct îți spun. Mara. Și tu să mănânci căcatul. Gata. Oprește telefonul. Oprește telefonul. Și telefonul. Îi mulțumesc și Alexandru. Gata, risca. Nu, că deja o... Eu nu m-aș risca să o chem în direct. Decât cu delay. Gata, gata, Mara. Și nu mai apar 6 luni la televizor. Bine. Gata, domnule. Oricum, dacă te dăzbram, te mai cheamă nimeni. Dacă nu-mi place, mă duc în continuare. Gata. Gata, hai să ridicăm căile. Hai de cap. Eu chiar credeam că vom avea o discuție, dar este... Ce educație!